Ființa Domnului. Astăzi citim din Luca, din capitolul 18, de la 31. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis: iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul Omului se va împlini. Căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norocul trecând, a întrebat ce este. I-au spus: trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis: capătă-ți vederea. Credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Amin. Amin.